Salutare, dragi prieteni, iată-ne din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi, 12 iulie, când am filmat acest videoclip, Jim Birică, am plinit o sumă rotundă, adică 20 de luni. După cum puteți vedea, este vizibil de câteva luni de zile. Am trecut gardul, am trecut ca înălțime, ca lățime, a luat proporții serioase. Aș avea o surpriză pentru voi, să vedem dacă se poate realiza. Aș dori să aduc în boxa de acolo, dar nu știu dacă se poate realiza, să o aduc pe mama lui Jim Birică. Este scoasă la... S-a clasat, este scoasă la tăiere și aș dori să o aduc aici. Are dimensiuni impresionante, dar nu promit. O să încerc să o aduc, să văd dacă o să și reușesc. Dar până atunci să vorbim despre Jim Birică. Vreau să lăsați acolo comentarii dacă a mai crescut. Cei care îl cunoașteți, ce greutate are. Până nu-l vom cântări, sunt și eu curios ca și dumneavoastră. După ochi, după măsurătorile pe care le-am făcut, greutatea ar fi plus minus 500 de kilograme. Dar în primul rând, pentru mine tot ce contează este să îl țină picioarele, să fie cât mai sănătos. I-am redus din hrană, adică îi dau decât două cânte gruială dimineața, două seara. De asemenea, am scos floarea soarelui, am scos strotul de soia, are decât grâu cu porumb și puțin orz. Da, din rețeta de furajare, deoarece, după cum bine știți, este porcul meu de suflet și intenționez să-l duc până la Crăciun. Acum vom vedea dacă voi reuși. Aici am o parte din ceilalți porci, sunt de vânzare. Tank sovietic, nu că este al meu, dar cunoscătorii și urmăritorii acestui canal de YouTube cred că știu să aprecieze greutatea unui porc, să aprecieze munca mea. Dragostea mea pentru animale, mai ales pentru acest porc, care, după cum am spus, am plinit 20 de luni de viață. 20 de luni în care el a tot crescut. Dacă aveți plăcere și v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți.
Aștept păreri din partea dumneavoastră. Tot respectul meu. Și ne vom auzi în curând. Toate cele bune, numai bine. Mulțumesc tuturor pentru vizualizare.